my name is Anja. I'm from Switzerland and I'm 25 years old. My passion and profession is that I'm at the same time a circus performer and also a musician. I'm flying in the air and at the same time playing the harp while flying in the air. I'm actually the only person in the world who does that. And I'm very proud of the fact that I just had the idea and I did it and it works. I also have my own circus company now in Switzerland, and we're a group of dancers, circus artists and musicians. And the first show we did was about water, and I brought the whole concept of the show, also composed all the music, played live in the show, so a lot of different things. And I love combining those different talents and passions of mine. Fiecare are ceva nou, fiecare are ceva aparte, fiecare vine cu o strălucire a lui. Da. Într-adevăr, e greu de găsit doar un singur fenomen. Nu știu, după părerea mea, cred că toți concurenții sunt un fenomen. Sunt toți fenomeni, da, da, așa este. Poate și noi suntem unul dintre acestea. Sper și eu. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit! Cum te cheamă? My name is Anja. De unde ești, Anja? I come from Switzerland. My occupation is that I'm a circus performer and I'm also a musician. În același timp? Yes, at the same time. A circus artist and a musician. Ce a fost mai întâi, muzica sau acrobația? The passion for circus came first because I saw a circus show when I was 4 years old, but I started playing music when I was 7, and even before I always composed music already. Even when I was 5, I already wrote my own songs, I sang my own songs, I wrote my own music. Really? My first art would be music, and then I studied circus to become a professional circus artist in the National Circus School of Montreal. Wow. Mom. Wow. Mom. She... Cum reușești să le îmbini? Well, you will see. It's a surprise. A, ne dai ocazia să vedem cum le îmbini. Ce drăguț. Wow, Anja, scena ți aparține. I will give you the opportunity. You will see it in a second. Îți dorim mult succes. Mulțumesc. Mulțumesc.
Ce așa ceva numai la România au talent, îți dai seama, nu? Păi, ești de bun la cap. Cum se face așa, mă? Anja era un copil când a învățat să cânte la harpă. Sunetele tainice au rezonat în imaginația ei. Instrumentul i-a stimulat gândirea abstractă și a determinat-o să aleagă acrobația drept formă de exprimare. La limita de sus a sufletului, Anja a creat un moment unic în lume, fenomen. A transformat acrobația în muzică și muzica în acrobație. Într-un ocean de frumusețe, corpul Aniei devine fluid și se contopește cu muzica apelor. Anja, superb momentul tău. Noi ne-am obișnuit să vedem aici contopite mai multe arte în același moment, dar e pentru prima oară când vedem acrobație și muzică live în același timp. Asta și pe o harpă. A mers departe imaginația ta, iar abilitățile tale sunt evidente. Și ai reușit să creezi o poveste foarte frumoasă și plină de emoție. Muzica ce e cu ea? Tot ce am auzit este, îți aparține sau e de la vreun compozitor ceva? All the music is composed by me. Foarte frumos. Cu atât mai plăcut impresionat. Oricum este pentru prima oară când vedem așa ceva și încă o dată se dovedește că aici, în emisiunea asta, la România au talent, e bine să nu spui niciodată că l-ai văzut pe toate. Pentru că întotdeauna
va veni cineva care să te surprindă cu un moment fenomenal. Mulțumesc! Ce zice Andra? Mă bucur că ai spus asta, pentru că de multe ori sunt întrebată în interviuri, dar crezi că te va mai surprinde cineva la România au talent? Da. În fiecare sezon trăiesc aceste sentimente unice, care, nu știu, fiecare artist vine cu ceva nou, cu ceva nemai văzut, și oricine ai fi prezentat ar fi fost wow, pentru că tu și cânti bine și ești o gimnastă, o acrobată foarte talentată, dar când le și combini, n-ai cum să nu surprinzi și să zici: Doamne, am trăit să o văd și pe asta. Felicitări! Mulțumesc! Eu spun despre tine că ești o dansatoare... De fapt o dansatoare, asta vreau să spun, că ești o dansatoare extraordinară. Eu numărul de acrobație l-am perceput ca pe un dans, și un dans plin de trăire și de poveste. Asta voiam să zic. Mulțumesc! Ce zici, Bobo? Mă gândeam acum că sunt genul de momente pe care le văd aici la România au talent, care îmi doresc să nu se mai termine, îmi doresc să mai continue. Sau mai există o altă variantă în care am fost vrăjit de prezența ta pe scenă și mi s-a părut că totul a durat 3 secunde. Când de fapt a durat, cred că, mai multe minute. Da, da, da. 7 minute și 30 a durat. Au trecut foarte repede. În cazul ăsta, Ania, lucrurile sunt destul de limpezi. Da! Da! Mulțumesc! Fata asta e un fenomen. A fost diferit și a fost original, așa. N-am mai văzut pe nimeni să cânte la harpă în condițiile astea.